Ce mai faci? Ne întrebăm unii pe alții de fiecare dată când ne vedem. Și răspunsul e întotdeauna formal, bine, care nu înseamnă nimic de fapt. Ei, la întrebarea ce ai mai citit, deja lucrurile sunt nuanțabile, nuanțate și nu poți să scapi cu un răspuns niciodată formal. Bine v-am găsit, sunt Oana Lazăr și invitatul meu de astăzi, Alexandru Ioan Tofan, profesor universitar doctor la Facultatea de Filozofie și Științe Sociale-Politice de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Ne ocupăm astăzi de obiectul și subiectul central al vieților unora dintre noi, cărțile. Sunteți cunoscut ca fiind un apărător și un cercetător și un pasionat al două poteci aveți, dar una e principală, Andre Scrima, o mare figură a teologiei și a gândirii și filozofiei contemporane, și Nicolae Steinhardt, pe de altă parte. Am zis bine? Sunt două poteci de urmat? Sunt și poate vom avea ocazia să discutăm o nouă potecă pe care am descoperit-o de puțin timp, de fapt o regăsire, Marin Tarangul, un autor absolut fascinant. Și ultima carte. O carte pe care să vă prezint și sper să descoper cât mai mult din ce a scris și ce a gândit. Dați-ne câteva definiții pentru, ok, Nicolae Steinhardt, probabil Jurnalul Fericirii este prima idee pe care o are oricine în minte, după care descoperim că a făcut până și cronică plastică și muzicală și de teatru. Sunt formidabile cronicile literare, da. Citite mai ales după ce este citit Jurnalul Fericirii, și retrospectiv și ulterior. Preocupat de Geo Bogza, de da. Partea modernă a literaturii. Cred că modul în care a fost preocupat de modernitate a fost uimitor și ceea ce ține de modernitate, de mondenitatea vieții literare. Este fascinant. Și n-ai crede la primă vedere. Și acum despre Andre Scrima. Dați-mi dumneavoastră detaliile. De unde a pornit această pasiune? Când? Nu cred că în ceea ce mă privește a fost atât un exercițiu al lecturii, cât un exercițiu al studierii unei arhive. A fost publicat destul de puțin din ce a scris. De fapt, nici nu a scris foarte mult. Are o singură carte, este omul unei singure cărți. Tot ce a mai fost publicat la noi sunt, de fapt, conferințele sale, cursurile ținute la diverse universități din Beirut, din Caslic, și așa mai departe, dar la Colegiul Noua Europa din București se găsește arhiva personală a lui Andrei Scrima. Și citindu-i cărțile, am reușit să mă orientez puțin în gândurile sale, dar apoi arhiva este o experiență în sine. Este compusă din mii, cred că, de mici bilețele, fiecare câte o idee scrisă pe ea și referințe, trimiteri la diverse lecturi și așa mai departe. O poveste așa ca în Fernando Pessoa, dacă da. Stăm să ne gândim. De da, fiecare da. Dată ați construit un personaj, pentru că aveți ultima carte, e intitulată Andre Scrima, un gentleman creștin da. La Humanitas, da? Da. Și cartea precedentă, Omul lăuntric, o fizionomie a experienței spirituale la Andrei Scrima, și de fapt asta vreau să spun, că citindu-i arhiva sau parcurgându-i arhiva, este atingând un exercițiu. Arhiva. Da, chiar și e foarte important, foarte important aspectul acesta, dar e o altă experiență de lectură. Adică una este să citești o carte și să urmezi ideile de la prima la ultima pagină și alta este să încerci să recompui un gând din fragmente și din apoi să știu eu, să regrupezi cărți de vizită care erau scrise până la ultima bucățică de hârtie albă și așa mai departe. Și deci lucrul acesta, această experiență a atingerii, a citirii, a intrării într-o intimitate, da? În omul lăuntric, da. Să zicem, da? În intimul lui Scrima, v-a făcut să vă creați propriul, adică să înțelegeți personajul, da. Să-l definiți ca atare și să găsiți și la Andre Scrima ceva unicat. Îmi spuneți anume ce? O experiență spirituală pe care nu am mai întâlnit-o prea des. Un om divers, un creștin care o experiență spirituală în care
axa transcendentă se întâlnește cu minunăția lumii, în care gândul la Dumnezeu se mereu este însoțit de versul, de un vers, de o referință culturală, de o descrierea unui peisaj formidabil, fie de pe Muntele Athos, fie din Liban și așa mai departe, trimiteri la alte cărți, deci în care gândul creștin era mereu mediat, dacă aș putea spune așa, de alte gânduri. Deci trăiește în scrima un poet, doarme un scriitor... Un cititor formidabil, în primul rând, un tip monden, apropo, notațiile sale aveau un caracter de mondenitate foarte chic, să spun așa, un teolog foarte profund, un rugător și un mare om de cultură. Și un toate vizionar, acestea... cred că era înaintea timpului său cumva? Nu cred că l-ar fi interesat chestiunea aceasta, pentru că nu privea lucrurile în perspectivă, ci le privea în detaliul lor și în interstițiile, în textura lor. Să revin, până la urmă, deci ați intrat și ați cercetat o arhivă. De vreo trei ori, cred. De vreo trei ori, minuțios, întorcând mici notații de pe parte pe alta, da. Încercând să vedeți starea sufletească a celui care făcea notații. Am început să-i identific scrisul și să leg de anumite evenimente biografice, adică unde se afla în momentul în care scria lucrurile acestea. Dar până să ajungeți la acea arhivă, preocupările au fost Hegel, metafizică, aveți câteva discipline pe care le predați la Universitatea Ieșeană, care? Da. Le-am tot schimbat de-a lungul anilor, dar acum filozofie românească, istoria și filozofia religiei, care este de fapt domeniul meu predilect, da, care mă preocupă cel mai mult, hermeneutică, deconstructivism. Dar la scrima însă, la acea arhivă, cum ați ajuns? Cine v-a condus? Cum? E o chestiune de noroc? Trebuie să vină momentul în existența cercetătorului? Da, la un moment dat, citind, am fost preocupat de o anumită temă, de experiența monahală. Și știam că în arhiva scrima se găsesc câteva notițe în care el își descria, de fapt, modul de viață monahal. Și domnul Andrei Pleșu m-a ajutat foarte mult, doamna Anca Manolescu de asemenea, de fapt, dumneai mi-a deschis și m-a îndrumat în mare aceea de fragmente și de notițe. Domnul Andrei Pleșu, care mi-a permis și m-a îndemnat să studiez arhiva și cu ajutorul lor am descoperit cu totul altceva decât ceea ce căutam. Câți ani aveați atunci? Se întâmpla prin 2017. Deja e o bună parte din un sfert din existența dumneavoastră, să zicem. Deci în 2017 am început. Și ați reușit să definiți cumva sau să obțineți încrederea persoanelor care aveau arhiva Andrei Scrima? Eu sunt foarte recunoscător. Și v-a deschis acea potecă importantă, magistrala Scrima. Da, și nici nu știu cum se încheie așa ceva, un astfel de drum. Am scris o carte despre experiența spirituală și un fel și de un biografie. Portret biografic, un portret biografic. Și când mai am ocazia să mai ajung la Colegiul Noua Europa, mă mai uit puțin prin fragmente. Nu știu dacă trebuie să se încheie, dar există o stație, ca să spunem. Avem un interstițiu, e vorba de premiul Dumitru Stăniloae. În 2021 l-ați obținut al Academiei Române. Îmi place să spun că Scrima l-a obținut și nu eu. Adică e o carte despre Andrei Scrima care mă bucur că a plăcut celor care au citit-o și care au oferit acel premiu. Sunteți mai mult singuratic, mai mult sfios sau pur și simplu modestia asta că sunt nu e jucată? Sunt foarte social. Da. Sunt o persoană foarte... Îmi place să stau în compania prietenilor, să cunosc oameni, deci nu... În fața studenților, nu, dar mă gândeam, pentru că modestia asta greu o întâlnești în ziua de azi, ne împiedicăm de... Păi, când scrii despre Andrei Scrima, n-ai cum să fii decât modest, pentru că nu... Am înțeles. Bun, sunteți profesorul care își are propriile sale căutări și spuneți că acum ați ajuns la Tarangul. Marin Tarangul, un personaj, iarăși, cumva... îi văd comunicând undeva și arhiva Marin Tarangul se găsește tot la Colegiul Noua Europa și am avut ocazia să o parcurg.
Și unde cred că cei doi comunică? În pluralitatea direcțiilor pe care le-au parcurs. Dintr-o profundă curiozitate intelectuală, spirituală. Da, dintr-o profundă curiozitate și la Marin Tarangul este absolvent de teologie, istorie artei, filozofie, cu două doctorate la Paris. Și toate aceste preocupări ale sale sunt diferite. Adică este un traseu teologic, un traseu, să spunem, ce ține de istorie artei, un traseu literar. Sunt foarte diverse și a reușit să meargă pe mai multe cărări odată. Și asta cred că îi face De altfel, aceasta fiind ultima carte, o și aveți, pentru că restul volumelor nu mai există fizic la dumneavoastră bibliotecă. Nu mai există, dar asta este o carte foarte interesantă. De fapt, este o colecție din scrierile sale. Alcătuită această colecție de doamna Micaela Gulea și doamna Gabriela Duda, care a și tradus o mulțime de texte și care, practic, aleg fragmente fragmente importante din toate aceste direcții ale sale, inclusiv povești. Apropo. Emisiunea ce ai mai citit înseamnă, de fapt, să discuți în mod normal, natural, fără niciun fel de morgă despre lucrurile grele, serioase, ca și cum asculți muzică simfonică în căști în timp ce mergi cu metroul și ajută. Și metroul merge mai bine în felul acesta. Da. Încerc prin asta să spun că fără pretenții de vreun fel. Și atunci spuneți-mi că poate se uită cineva și ar vrea să meargă în librărie și să cumpere una din aceste trei cărți, spun. Da? Pe de o parte un Steinhardt, dacă n-a citit până acum, Andres Crima, Marin Tarangul. Să le cumpere pe toate. Nu, cum faceți? Cum vindeți? Vorba lui Dance Mihăilescu, care vrea să-l vândă pe Hegel ca pătrunjelul în piață. Cum faceți asta? M-aș feri să fac asta. Adică, după părerea mea, experiența lecturii este una personală. Și chiar și domnul Andrei Pleșu spunea undeva, a fost întrebat ce a recomanda tinerilor. A răspuns foarte frumos, după părerea mea, nu știu. Pentru că fiecare om are propriul său drum în viață, propria sa minte, propriul său suflet. Și e foarte greu să recomanzi o carte, pentru că nu știi dacă îi se potrivește sau nu persoanele respective. Și atunci cred că mai degrabă tehnica de a căuta lectura, de a căuta să citească, de a căuta cărți, este mai importantă decât o listă de titluri. Ce aș putea sau cum aș putea să vând Marin Tarangul, de exemplu, sau Andrei Scrima sau Steinhardt, este că în felul următor, că citindu-i descoperi un univers, nu descoperi o idee, nu descoperi un concept sau, știu eu, un argument, ci un întreg univers în care te pierzi. Și cred că ăștia sunt cei mai interesanți autori în care te pierzi, în care nu știi, ai început să citești ceva și ai dat peste poezie și apoi ai dat peste... Apropo, Marin Tarangul a scris niște povești extraordinare, Inima cea mică se numește cartea. Ajungi la povești, de acolo la scrieri despre icoană și așa mai departe. Deci, aceștia sunt autorii care mie îmi plac și care cred că sunt cei mai interesanți. Deci aș putea să spun unui tânăr pentru care network, da, e... În fine, netul e cea mai importantă unealtă, că e ca pe net. Găsești da, un cuvânt albastru, îl atingi și mai descoperi ceva și mai găsești un cuvânt albastru și ajungi în altă parte. Cu diferența că trebuie citit până la capăt. E un alt tip de muncă. Trebuie citit până la capăt. Trebuie citit până la capăt. Da. Dumneavoastră ați avut un îndrumător al lecturilor? A fost o curiozitate? A fost o genă? O vină din familie, o educație? Am avut o bibliotecă extraordinară, cea a părinților mei, foarte bogată și foarte diversă, filozofie, artă, literatură și așa mai departe. Când eram adolescent, am făcut greșeala, să spun așa, să citesc două cărți, Romanul adolescentului Miop și Un om sfârșit, al lui Giovanni Papini. După ce citești cărțile acelea, îți dai seama că nu vei putea niciodată să citești cât au citit Eliade sau Papini. Și atunci e un moment de derută. Panică. De panică, da. Că știu că
prima dată când am băut cafea a fost când am citit Iliade și voiam să nu dorm noaptea ca să pot să citesc cât citește, cât a citit cât el. A citit Iliade. Și nu mai înțelegeam nimic, pentru că era foarte somn și atunci am renunțat la... Se poate și cu antinevralgic, vreau să vă spun. Furam de la bunica, tot așa, pentru că auzisem că Mircea Iliade dormea 20 de minute la 2 ore, da, într-un exercițiu, într-o disciplină de asta. În ceea ce mă privește, este un regim care nu a funcționat. Trebuie să... Da? Dar apoi important a fost, după acest moment de derută, să spun, ideea de a avea un traseu în lectură, deci de a nu citi dezlânat, haotic, de a avea un traseu. Și atunci, ce aș spune unui tânăr să facă, fără să-i recomand vreo carte, este să meargă cel puțin la vârsta adolescenței cronologic, cu marile cărți despre care s-a tot vorbit. Iliada, Odiseea, adică să... Astea sunt cărțile busolă, cărțile fără de care nu... Da, nu știi cum să mergi prin pădurea aceasta a cărților, a textelor. N-ai busolă. Selva oscură, ca să... Da. Da, să mai dăm un titlu de... Adică încă o carte neapărată. Dar asta, să existe o linie, o coerență. Măcar până la un anumit punct. Până când încep descoperirile. Dar până să înceapă descoperirile, este nevoie de un drum. Constantin Noica spunea, de exemplu, o experiență filozofică a lecturii filozofice, că trebuie să mergem pe marile bulevarde ale filozofiei, ale culturii. Și erau, nu mai știu câți, cred că 18 autori mari care trebuiau citiți. Și am aflat asta din jurnalul de la Păltiniș, citind iarăși o carte de, care derutează cumva, prin forța ideii care răzbate din cartea respectivă. Și, bun, m-am gândit când am ajuns la Facultatea de Filozofie, trebuie să-i citesc pe aceștia mari. Magistralele, da. Să parcurg magistralele. Și n-am fost atent că tot în jurnalul de la Păltiniș scrie că Noica era la curent, de fapt, cu tot ce se scria. Adică nu citea doar pe aceștia mari, ci îi citea pe toți. Știa ce se scrie în perioada respectivă, ce se publică în Franța, în Germania și așa mai departe. În original. Da. Și atunci, ideea asta de a nu urmări decât marile repere, mi se pare și ea doar un moment, să spunem, premergător adevărate experiențe ale lecturii. Sau adevăratelor descoperiri. Adevăratelor descoperiri. Da. După aceste repere începe aventura. Care adică e personală întotdeauna. Și care este mereu personală. Și... Mai adăugăm niște titluri la cărțile busolă? Ale mele doar. Da. Că iarăși da, spun, nu, ale dumneavoastră. E greu să faci E întrebarea emisiunii. Ce ai mai citit, domnule profesor Tofan? Acum îmi place să recitesc. Să recitesc din când în când. Există cărți pe care le recitești și acum, de exemplu, recitesc Gogol. Cred că a patra sau a cincea oară. Plănuiesc să citesc, să-l citesc sistematic pe Dostoievski. Am citit marile cărți, dar vreau să îl studiez, să ajung să-l studiez. Iliada este o carte pe care mereu o mai deschid și știu eu, mă gândesc la anumite cânturi și la anumite pasaje. Cred că acestea sunt cărțile pe care vreau să le recitesc. Apoi sunt cărți pe care se citesc constant. Jurnalul Fericirii, că vorbeam de el. Dacă îl citești cap-coadă, cred că nu rămâi cu multe lucruri. Dar el trebuie deschis ritualic, să spunem, la răstimpuri și citit câteva pagini. Și atunci îți vorbește mai degrabă fragmentul decât întregul. La o lansare a integralei Steinhardt, la care am fost prezent, ați avut această teorie și ați expus această idee cum să-l citești pe Steinhardt, că sunt mai multe direcții de lectură de la, pe rază spre centru, da? La margine la spre margine. Centru. Da. Da? Și această experiență a lecturii fragmentare, care ar părea frivolă, să zicem, să nu citești cartea până la capăt, să citești numai un fragment, în anumite cazuri, cum este Jurnalul Fericirii, funcționează. Citești un fragment și apoi te gândești la el și citind fragmentul acela, începi să citești și o cronică literară a lui Steinhardt, adică să mergi de la
gândul din Jurnalul Fericirii, o carte pe care o iubesc pur și simplu, nu că nu-mi place, o iubesc de-a dreptul, către fragmente sau texte minore. Și atunci descoperi sau traducerile lui pe care de multe ori n-am știut, erau cărțile în biblioteca tatălui meu și n-am știut, știam titlul, știam coperta, dar n-am știut că e traducerea lui Nicolae Steinhardt. Nici nu m-ar fi interesat la momentul acela al existenței mele să citesc traducătorul, marea noastră tristețe că nu citim fiecare aici pagină. Cred că încă nu sunt destul de dibaci, să spunem așa, să descoper traducătorul din spatele traducerii. Formația mea este de filozof, nu de filolog, și atunci nu-mi dau seama felul în care se vede sufletul lui Steinhardt, de exemplu, într-o traducere de Steinhardt. Dar sunt câteva titluri extraordinare pe care el le-a îndrăznit, să spun, în cele mai înturecate timpuri ale istoriei noastre. Da. Iarăși, ca să revin la Marin Tarangul, să fac legătura dintre cei doi, la fel se citește și Marin Tarangul. Știți că m-ați făcut curioasă? Da. Și o să vă împrumut cartea. Sigur, mulțumesc. Apropo, Marin Tarangul urmează să fie publicat în scrierile sale mari, tezele sale de doctorat. Una este despre Nichita Stănescu, apărută, una despre Icoană, încă inedită, urmează să apară, probabil, sper, anul acesta la editura Junimea, din Iași. Împreună și cu celelalte texte. Acești oameni de care spuneți, aparent, sunt oamenii singurătăților în cărțile lor. Îți imaginez că stau în vestitul turn de fildeș, dar nu e așa. Aveau un ochi atent pentru întâmplările societății, pentru traumele politice. Aveau propriile lor insomnii în ce privește viața socială și chiar de zi cu zi, în multe cazuri. Ziceți mai multe despre personajele ascunse în aceste biografii. Sau în marile titluri care ne par complicate și când să citesc eu, ar spune cineva ce a scris Tarangul despre Nichita. Că n-am apucat să scriu nici, să citesc nici tot Nichita. În fine. Oricând. Cred, aici e o mare, cred că e o mare răscruce, să spunem, a cititorului. De ce să citim? Așa. Păi chiar așa, de ce să citim? Cred că experiența cea mai importantă și cea mai profundă este una strict estetică. Adică a citi cu program sau a citi ideologic ca să aflu ceva despre lumea în care trăiesc, ca să rezolv o problemă a lumii, este un traseu greșit. Pentru că atunci falsifici chiar și cartea pe care o citești, cauți ceva anume în ea. O răspunsul la o întrebare care este a ta s-ar putea să nu fie a Dar întrebarea, răspunsul acela pe care îl cauți, dacă nu ai, găsești în el emoția estetică, așa cum ați spus-o, dacă nu găsești frumusețea lumii, plăcerea, bucuria, lectura, da. Atunci e zadar. De altfel se spune că cititul e singurul viciu nepedepsit, când devine viciu, când e viciu. Uneori poate să fie și pedepsit. Da? Da. Dați-mi exemplu. Au fost perioade în care a citi era considerat un act subversiv. De nu degeaba sunt variațiuni pe aceeași temă. Da. De-astea științifico-fantastice, de ficțiune. Sigur, da? sigur. Și în orice timp, cred că orice timp are cenzura lui, care trebuie să fie depășită. Orice epocă, orice spațiu are propria cenzură. Dar știți că și cititorul are propria autocenzură. Intră în librărie, e copleșit de ce vede și spune asta n-am, când? Asta e prea mare, asta e prea cartonată, asta e prea groasă, asta altă dată, când voi avea timp. Sau cumpăratul compulsiv cumperi cărți și nu apuci să le citești. Dar să vedeți ce înseamnă o experiență într-o mare bibliotecă occidentală. Biblioteca noastră din Iași este excelentă, dar ce este specific unei biblioteci occidentale în care am fost, cărțile sunt la raft. Da. Și te întâlnești, intri, urci niște scări și ai un spațiu de 10 ori decât studioul acesta, plin cu cărți. Și atunci stai și te gândești cam cât timp îmi trebuie mie să măcar să învăț să mă orientez prin această bibliotecă. Și apropo de asta, discutam înainte de emisiune de domnul
profesor Gheriel, mi-a fost profesor și am ținut foarte mult la dânsul, ne-a spus, eram student și ne spune, am calculat eu și mi-ar trebui cam vreo 360 de ani să citesc tot ce mi-am propus, cu citind continuu, adică fără oprire. Și, într-adevăr, e apăsător să intri într-o bibliotecă imensă și să-ți dai seama că... Dar și acolo e o emoție estetică, vizuală, copleșitoare, nu? Da, da, este. Și este și un miros specific al cărților care... Pe care niciun ecran nu ți-l transmite, da, din păcate. Și foarte familiar, adică ajungi să te simți acasă într-o astfel de bibliotecă. Oriunde ar fi ea pe lume. Fie că e la Salamanca, fie că e la Berlin, fie că e la München, unde ați mai fost? La Leuven. La Leuven. Acum veniți de acolo, da? Da, da. Și iarăși bibliotecile de la Leuven, pe care nu există o singură bibliotecă. Filozofia are biblioteca ei, teologia biblioteca ei și au personalități diferite. De exemplu, în biblioteca de filozofie scârția podeaua îngrozitor. Așa. Și atunci, apropo de cenzură, nu vroiam să mă duc până la capăt, să iau o carte din capătul raftului, pentru că îi deranjam pe toți cei care stăteau și care se uitau urât la mine. Și atunci, care nimeni nu face nimic să nu scârții parchetul, pentru că asta e identitatea, era o muzică, nu? Da, și era care o muzică fapt... specifică acelei biblioteci. Și atunci era o oră, la ora 7 seara, când lumea mai pleca, și atunci mă duceam repede să-mi iau cartea din capătul raftului, ca să nu-i deranjez pe ceilalți. Deci asta ar fi un titlu, Cum pășește cititorul? Da, prin bibliotecă. La teologie, cu tot o altă experiență, mult mai largi rafturile și foarte multe cărți vechi. Rafturi întregi de volume de la 1800, 1900 și așa mai departe și au un alt tip de senzație pe care o aveai și de emoție, evlavie, ca să zic așa, în fața unor tomuri, o ediție a lui Augustin, cărți foarte mari. Foarte... Și să ne amintim de acei călugări care stăteau în picioare, nu? Acei manuscrisele nu erau pentru public, dar am văzut o câteva. Da. Și se pot fi consultate doar cu mănuși, da, în da, condiții da. Speciale, da, cu aprobări da. Speciale. Cu aprobare și într-o cameră specială, adică cu camere, cu, în fine. Sigur. Da. Deci, cred că lectura asta este și o formă de viață. Nu e doar idee, nu e doar text. Este și miros, nu e o idee pe care o am eu, am mai citit despre... Cum și biserica e, nu e doar transcendentul, da. Sunt și lucruri concrete care te înconjoară. Da. Și am citit de multe ori ideea aceasta că o relație cu cartea este și una tactilă, este și una vizuală și așa mai departe. Omorâți cartea când o citiți? Da. Când e cartea dumneavoastră, da. O subliniați-o, da. Da? O luați în posesie, da. Și vă aparține. Bun. O împrumutați după aceea acel volum personalizat? Da. Da? N-am avut niciodată îndrăzneala. Da, și fac și studenților, de exemplu, fotografii pentru seminarii, pentru cursuri și eu descoper și atunci mai șterg că am pe o pagină un număr de telefon sau și atunci înainte să le scanez paginile, da. Pentru studenți trebuie să văd. Așa. Ce mi-am notat. Să se autocenzureze, da. Cititorul. Celelalte, citiți pe computer, citiți e-book, citiți nu. Pe ecrane. Nu pot. Da. Sunteți atât de modă veche, sunteți atât de... Nu sunt deloc. Am așa. Foarte multe... Era o ironie în da, glumă. Am foarte multe cărți pe care mi le-am scanat din bibliotecă, PDF-uri, da. Și așa mai departe. În România este o modă, să spunem, a cărților PDF fără licență, da. Pe care le găsim peste tot pe internet. Și e un fel de instinct de colecționar. Să iei cărți pe care probabil nu le vei citi niciodată, dar care sunt, le vezi acolo și atunci nu te poți abține. Nu știu acum, dar mi-amintesc că japonezii au un termen specific pentru cel care adună cărți fiind convins că n-apucă să le mai citească. Există un termen tot din discuțiile cu domnul Valeriu Gheorghel, e tema pentru acasă. Dar... O să răspundem noi, dacă, prieteni, hai să căutăm termenul specific japonez pentru cel care adună cărțile știind sigur că n-are când să le citească. Și sunt... Da, și deci sunt în format electronic, desigur, dar de fiecare dată listez, pentru că nu...
Îmi place să notez și vedeți? Nu pot să astea sunt niște interviuri, le-am listat, îmi pare rău. Bun, atunci, să spun altfel, există tot felul de mesaje dintre acestea sociale pe ecranele noastre, în afară de faptul că îți spune că e un program pe care nu-l poate vedea copilul de sub 10 ani sau... Dar îți mai spune să bei 2 litri de apă pe zi, să mănânci un pic de sare, să nu mănânci mult zahăr. Ce-ar fi să avem un mesaj dintre ăsta în care să ne spună pentru o viață sănătoasă citiți în fiecare zi? Pentru o viață sănătoasă citiți în fiecare zi până vi se face rău. Asta ar fi, să zic, ar fi ceva ce vi se potrivește, da. Bun, și atunci, am zis despre cărțile busolă, despre cele trei magistrale pe care ați pătruns și pe care le... Cred că, de fapt, ar fi o mai bună imagine, precum armatele romane, da? Pe măsură ce intrați, faceți pavajul solid. Da. Dar cred asta... aș vrea să discutăm despre chestiunea aceasta, că mi se pare esențială experiența lecturii. Nu cititul în sine, cât lectura ca experiență. Adică să integrez actul de a citi... Adică, în primul rând, nimeni să nu citească doar pentru că trebuie citit. Ca și credința, nu ziceți? Da. Dar să devină o parte a ritmului zilnic, să devină o parte a, să spunem, recuzitei zilnice, să-ți iei o geantă potrivită care? Pentru cartea pe care o porți cu tine. Și așa mai departe. Și aș zice pentru scris. Adică există o experiență a lecturii legată de scris, în care cititorul simte nevoia să scrie după ce citește o carte. Să scrie, nu neapărat o recenzie, zic, dar să compună cumva, să recompună textul pe care l-a citit. Și asta mi se pare cea mai frumoasă experiență. Citești, să zicem, iată, Gogol și primul impuls este să-ți notezi, să-ți fișezi cartea, să scoți citate, să-ți notezi fragmente. Nu, de fapt, primul impuls este să subliniezi. Exact. Apoi deci să... totuși lucrați ca un filolog partea asta, aș zice. Amator. Amator. Apoi să... scoți pe un carnețel fragmente interesante și apoi, sigur nu este cazul lui Gogol sau cazul meu, relației mele cu Gogol, să scrii în stilul lui sau să scrii despre ce a scris el, despre ideile lui. O formă de contaminare. Dar să știți că amator înseamnă iubitor. Da. Așa că e un cuvânt care, de fapt, ar trebui reevaluat. Ar trebui recondiționat, redistribuit cumva în mințile noastre. N-aș vrea să fac aici prea multă filozofie, dar există o pagină în Roland Barthes în care spune, vorbește despre de câte ori ridicăm ochii din carte. În regie, colegii mei au fost atenți, tsundoku, obiceiul de a acumula cărți, dar fără a le citi. Un termen japonez specific care conține toată această lungă explicație într-un singur termen. Bine, mulțumesc, nu le citești, Maria Florea. Nu ai timp. Mulțumesc, sau... mulțumesc. Silviu Ciornei. Roland Barthes spunea, de câte ori ridicăm ochii dintr-o carte? Adică ce facem cu textul pe care îl citim? Una este să-l citești fără să pierzi niciun rând și să-l parcurgi de la cap la coadă și alta este ca anumite fragmente dintr-o carte să le sari sau să revii la ele și asta ar părea o, să zicem așa, o indecență în raport cu respectiva carte. Dar pentru anumite că... fragmente din carte să te rănească, să te țintuiască, să te ciobească, să te marcheze. Exact, și este o rescriere a cărții prin ritmul lecturii pe care o faci cărții respective. Citești și te enervezi, spui că pagina asta n-are niciun, n-are niciun înțeles, te ceri cu autorul, ridici ochii din carte și te gândești. Și toate gândurile pe care o carte le naște fac parte din carte sau din și măcar fac parte din tine din lumea, din care face parte cititorul și cartea deopotrivă. E ideea lui Barthes. Ideea lui Barthes de asemenea, dar cum să se poate să -ți schimbi viața citind? E posibil? Cred că aveam ideea asta să vă întreb. Cred că da, dar iarăși fără program. Adică nu citești un autor ca să înveți să trăiești altfel. Viața se, cred că este independentă. Deși librăriile sunt pline de titluri și de autori nu cred că se poate așa ceva. Care ne rezolvă orice problemă în 10 pași, în 9 mișcări, ceea ce se cheamă dezvoltare personală. Există o carte mai
minunată, apropo de dezvoltare personală, decât Jurnalul Fericirii, mă întorc chiar la Steinhardt. Da, nu, nu există. Și există și alte cărți care nici nu le-aș pune sub umbrela asta, dezvoltare personală. Am zis și eu că dar care e un text cioplesc la o viață, cioplesc ca să zic așa. Patericul, de pildă. Viețile Sfinților. Da, care Pateric este, Patericul este o carte practic infinită. Iarăși, nu are niciun sens să o citești cap-coadă, că nu înțelegi nimic. Fiecare apoftegmă are lumea ei, viața ei și momentul în care o citești este important și cum îți vorbește ea. Ați avut un îndrumător? Mi-ați spus că singur v-ați descurcat inițial în biblioteca părinților de acasă. Părinții mei... n-am avut un maestru, să spunem așa. Am luat de aici, de acolo. Jurnalul Fericirii a fost... chinuitor în primii ani de facultate, când trebuia să citesc și mă uitam acolo și vedeam că noi ca indica pentru Hegel o lună de zile pentru lectură și atunci ce trebuia jurnalul, și eu să fac? Jurnalul de la Păltiniș. Da, jurnalul de la Păltiniș, da, îmi cer scuze. Și cum să-l citesc pe Hegel poate, într-o lună? În original. Sau, da. Și așa în mai original, departe. Sau în Elină, da. Dar sunt diverse liste de lectură pe care am încercat să le parcurg și de care m-am distanțat, fie din neputință, fie din preferințele diferite. Păi și atunci ce spune Pleșu, ce cărți ați recomanda tinerilor? Ce cărți dăruiești unui tânăr azi? Iarăși, pe de altă parte ați primit o listă la vârsta... Da, de care m-am distanțat așa. În timp și care mi-am dat seama că este irelevantă pentru mine în anumite părți ale ei. De fapt, tot noi ca povestește o chestiune interesantă, vine un tânăr la el și spune că nu îl pricepe pe Kant. Și era foarte mâhnit că nu îl înțelege pe Kant. Și noi ca spune, păi nu-l citi pe Kant atunci. Și cum? Dar vreau să învăț filozofie. Cum să nu-l citești pe Kant? Și o spune, nu pot să redau exact povestea, doar ideea ei. Dacă nu-l înțelegi pe Kant, lasă, citește altceva, pentru că dacă drumul tău din filozofie va fi cu adevărat un drum autentic, vei ajunge la Kant. Da. Și Kant poate nu și-are locul acum, are locul mai târziu. Încerc să-i spun, sau să spun cuiva care vrea să citească în franceză. Bun, nu înțelegi tot, nu stai cu dicționarul, că e chinuitor. Sigur, trecând mai încolo... vei pricepe cuvântul. Lectura într-o limbă străină este iarăși o experiență extraordinară. Sigur. Dar și asta e de ajutor. Să ai curajul să înaintezi. Da. Să ai curajul să începi. Să începi. Și, E ca cuvântul, era un proverb chinezesc, da? Marea călătorie începe cu primul pas. Hai să citim, să deschidem cartea. Da. Cu prima pagină. Și să deschidem bibliotecile, să deschidem librăriile. Și pofta lecturii te conduce ea însăși spre anumite titluri, anumiți autori. Revin la Noica. Spunea iarăși Constantin Noica, o indicație de lectură trebuie să citim cărți, apoi autori, apoi culturi. Iarăși e dificil să nu citești Iliada, ci să citești literatura sau să citești Grecia veche. Da. Ca lume, cu tot ce înseamnă ea, cu istorie, cu literatură, cu artă. E pentru un anumit tip de cititor. Pentru un alt tip de cititor, poezia este, îi spune formatoare. Mai, este da. Formatoare, da. Deci, important este să citim cât mai mult. Și că vei descoperi ce-ți place. Și vei descoperi ca apa încotro să curgi, da, nu? Da, da. Asta e... Deci nu e nimic, cum să spun, nu e înspăimântător. Uite, lectura, nu? Cultura nu e ceva să te sperie, nu? Ca nu, și muzica simfonică. Dă-i drumul. Da. S-ar putea să te facă fericit. Da, da. Și iarăși să revin la o idee interesantă pe care am discutat-o mai devreme. Nu trebuie să citești ca să te descurci mai bine în viață. Așa mi se pare. Pentru că cartea doar dizlocă puțin viața. Și-ți e posibil să găsești mari cititori care să nu se descurce deloc în viață. E posibil. Sigur, sigur. Sigur sunt. Adică e... Sigur am cunoscut. Cărțile și viața sunt ca o textură în aceea... Bric-a-brac. Da. O textură plurală. Mai multe tipuri de materiale care se suprapun. Un colaj. Da. Și niciunul dintre ele nu câștigă. Nici literatura nu va câștiga niciodată, sau filozofia. Nici viața câștigă... cel aflat între ele, cititorul. Mai am o curiozitate. O carte
Asta, cărțile la care vă întoarceți, am priceput. Dar o carte la care... O carte de citit urgent. O carte... Nimic nu citesc urgent. Dacă despre ceva se vorbește la televizor sau scriu țipă ziarele, țipă revistele culturale, atunci înseamnă că nu refuzați. E timpul ei. Am înțeles. E un, cum să spun, un soi de inactualitate care face bine cărții, care o transformă sau îi dă o aură de taină. O carte prea actuală nu are această aură de taină. Sunt autori pe care îi urmăresc, Dance Mihăilescu, apropo, tot ce scrie îmi place enorm, dar îl las puțin. Adică aștept să se așeze. În momentul când e vuiet în jurul unei, când e zarvă, când e larmă în jurul unui titlu, așteptați un pic să treacă această... Dispare taina. E prea actuală, e prea vizibilă, e prea... îți sare în ochi. Și o carte care sare în ochi, nu știu cum... Vă străbate o suspiciune, așa? Nu cu privire la text, ci cu privire tot la lectura mea. Am înțeles. Și atunci... O las puțin să se învechească ca vin. Să se termine un pic vuietul și o să-mi dați voie să fac și o glumă. Zice, nu citesc cartea asta că mă influențează. Da. Deci, în momentul acela e complicat. Dar dacă ați fi un personaj de roman, în ce carte ați locui? Într-o carte în care se citește. Dar m-am ferit mereu să fiu... îmi place foarte mult viața și lumea în care trăiesc și oamenii cu care mă întâlnesc. N-aș vrea să fug într-o carte, dar aș vrea să fiu mai bun cititor decât sunt. Nu sunt un cititor model, să zic așa. Aș vrea să citesc mai mult decât o fac, dar n-aș părăsi lumea, pentru că e o lume fascinantă, cea a realității în care suntem. Personaj sau... Să locuiesc într-un roman decadentiștii francezi îmi plac foarte mult. Huysmans, de exemplu. Cam acolo n-aș vrea să stau în niciuna din cărțile lui, dar aș vrea ca realitatea mea să arate ca în cărțile lui. Ca realitatea aceasta. Interesant. Interesant. Da. Pe de altă parte, spuneați că vă place lumea în care sunteți. Noi ne jucam când eram mici și spuneam, aveam tot felul de jocuri. Dacă ai fi o prăjitură, cum ai arăta? Ce ai fi? Dacă ai vrea să trăiești în timpurile acestea? Dacă vrei, când ai vrea tu să trăiești? Păi când în epoca mușchetarilor, da? Sau, eu vă întreb altfel. Timpul ăsta... secolul 21, anul 2023, ce bucurii vă oferă, ce insomnii, ce drame, că e un timp foarte complicat și complex. Și sigur gânditorul, cititorul, profesorul care sunteți, vine cu încărcătura asta a lumii pe care spune că o place. Așa urâtă cum e. E o lume, într-adevăr, e o lume ciudată. N-aș spune urâtă. O lume ciudată, o lume din ce în ce mai de neînțeles. Războiul acesta mizerabil care are loc, anii de pandemie care au fost cu totul ciudați și cu totul altfel decât și care nu se încheie, că e o buclă... Da, permanentizarea unor obsesii legate de sănătate, de exemplu, de siguranță. Ideea aceasta că lumea este din ce în ce mai nesigură, deși este din ce în ce mai... să spunem, ofertantă sau oamenii o duc au la dispoziție din ce în ce mai multe lucruri pe care nu le-au visat în urmă cu cât? 50 de ani. Da. Așa, dar cu toate astea, siguranța vieții este din ce în ce mai fragilă. Factfulness, un titlu care asta ne arată, că trăim într-o lume mult mai comodă, mult mai utilă nouă, că niciodată n-am dus-o mai bine. Și suntem din ce în ce mai nesiguri pe noi și mai fragili. Și mai angoasați. Da, dar se întâmplă miracole, chiar și în această lume. Mai găsești câte un student care este pasionat de filozofie. Deci, un student bun e un miracol.
Da, dar nici când n-au fost cohorte de studenți pasionați. Am înțeles. Mereu se aleg. Da, da, puțin. Eu știam că pentru a deveni student scrii românește bine, cel puțin românește. Da. Cu cratima la locul ei, cu... Da. Și ce mi se pare formidabil în lumea noastră este posibilitatea de a călători. Care iarăși, cel puțin în spațiul... La minuni. Da. Da. Posibilitatea de a călători, care iarăși e o invenție, să spunem așa, din 1989 încoace în viața noastră. O apariție relativ nouă în viață. Și posibilitatea asta de a călători, de a vedea spații diferite, este miraculoasă. Și accesibilitatea călătoriei... Deci, în insomniile anului 2023, în cap, de fapt, și minunile acestea, și minunile acestea. Și nu este mizeria, cum spuneam, războiului, nu merge fără asta. Sau frumusețea călătoriei nu este neumbrită de război. E o lume ca orice lume, și cu rele și cu bune. Și dacă tot îmi spuneți că vreți să-l aprofundați pe Dostoievski, cel la care nu m-am gândit niciodată că aș putea să... visez, da, o aprofundare, să zicem, dar dacă frumusețea va salva lumea, că ăla e, da, contextul total, până la urmă, cel care rezumă cam ce ați spus dumneavoastră. Că... O mică introducere, că mă apropii de el cu oarecare teamă și am făcut imprudența să citesc înainte de a m-a apucat de Dostoievski, cum vreau, sistematic și de la prima pagină la ultima pagină pe care a scris-o, cursurile de literatură ale lui Nabokov, în care îl desfințează pe Dostoievski și spune că nu știe să frazeze. Și, așa. Și chestiunea asta m-a... Da, dar o spune Nabokov, care... Da. Și vreau să trăiesc plăcerea textului lui Dostoievski în traducere. Când v-am zis când v-am spus că ne influențează cărțile, da, da. Glumind acum, dar cu adevărat sunt întâlniri cu cărțile, da, cu comentariile cărților. Și apropo de ce spuneați, Dostoievski spune că frumusețea va salva lumea într-o lume extrem de grea și de urâtă. Și urâtă. Și urâtă. Adică, exact ce îmi spuneați dumneavoastră. Vă întrebam ce vă îngrijorează în 2023 și mi-ați spus că sunt multe lucruri frumoase, da, pe lângă tot acest urât, da, da, înconjurător. Și a vedea doar frumusețea sau doar urâțenia mi se pare o greșeală, o ideologie. Uh-huh. Fie ideologia... Ele sunt împreună, ca în... Da, da. Ca în credință, nu? Ele sunt împreună. Da. Ca credință... în teologie. Da, de fapt. Poate nu urâțenie, ci doar pericol. Sau, binele și răul. Binele și răul, da. Dar tot marea literatură ne-a învățat că binele învinge, da? Că iubirea, prietenia... Încă nu s-a sfârșit lumea, încă așteptăm. Nu s-a sfârșit, nu. Că s-ar putea să ne demonstreze altceva sau... Gilgamesh e pe lista dumneavoastră? Pe a mea este. A fost. L-am citit când... L-am citit iarăși greșit. L-am citit în adolescență, când voiam să citesc, cum spuneam, marile repere. Și nu mi-a plăcut. Poate nici traducerea, sau era repovestită, o variantă repovestită, era singura pe care o găseam. La fel, textele vedice pe care le-am găsit să le citesc. Nu am avut atunci o experiență bună. Și apoi, Gilgamesh este un text, cred, pe care apoi l-am redescoperit încercând să-l studiez, sau încercând să scriu pe marginea lui, să-i găsesc, să-l văd cu ochii plini de ochelari, ca să zic așa, istoricului religiei. Nu sunt un istoric al religiei, dar prin această grilă. Și atunci am redescoperit și ca text literar. Dar în adolescență a fost un... Ne reîntâlnim cu post-adolescentul miop Alexandru, da, Ioan Tofan. Încheiem aici cu ideea că ne mai revedem, vorbind și despre Gilgamesh data viitoare. Vă mulțumesc. Sigur, mult. Vă mulțumesc. Nu știu când a trecut această oră. Mulțumesc mult, prieteni. Vă mulțumesc.